Asta va fi problemă mare. Foarte urât ce face domnul. Vă rog. Deci el s-a gândit în felul tău. Pun pe afișe piedone peste tot? Da. Scriu mare piedone, nu știu ce. Poate apar pe afișe cu Fimiu. Nici nu-și mai dă lumea seama. De ce sunt doi pe afișe? Nu știu, mă, piedone. Așa. Și pe buletinul de vot vor căuta doar piedone. Deci asta cred că e strategia. Să bazeze că poate nu se prinde nimeni și votează piedone și ori crede că iau piedone la mare, dar de fapt e piedone de ăsta mic. Deci crezi ce fel de om să fii să face și ceva? Bă, că nu vă feriți de deci cuvinte. Poate îi prostesc pe ăștia. Da. Sau ce părere să ai despre oamenii de sectorul ce zici, păi se prinde ea, mă. A, mă, se prinde nici dracu. Bagă-l așa. Știi? Mă îngrozește ideea că asta ar fi strategia. Sper doar așa să-mi fac eu scenarii negative și că în realitate să spună, să comunice clar că îl va susține pe fiul său, e momentul să facă el pasul către administrația de sector în timp ce tăticul se duce la primăria general. Stai seama, și că naibă, e penibil așa. Am discutat cu primarul general, am discutat cu tati să deblocăm situația. L-am sunat pe fiul meu să văd ce face în sectorul 5. Ce faci, tată? Bine, hai să vezi că îți vorbesc în calitate de primar general. Deci cum există domnul Zanfi la Europa? Mă lua cu fiule, sunt primarul sectorului. La europarlamentar există familie politică, există familie de genul acesta. Aici există realmente o familie administrativă și sigur că împuținăm foarte mult din discuție că în momentul care vehiculăm faptul că ar fi doar tatăl și fiul. Bă, acolo sunt toți în primăria aia, sunt toți adunați, stați un pic, e o chestie foarte desfășurată, dar...